Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu putem evita acest subiect și m-ar interesa să facem... Să luăm pulsul audienței. Deci, ați văzut, probabil, o demonstrație violentă. Nu a mai fost de mult așa violentă. O demonstrație violentă, picată din senin, cumva. A luat prin surprindere ieri pe toată lumea. E vorba, evident, de manifestația neobișnuit de agresivă a câtorva sute de persoane coordonate de Partidul Aur la poarta Parlamentului. Manifestanții s-au încăierat acolo cu jandarmii. La un moment dat, deputatul Aur, Darius Pop, le-a spus acestora, le-a strigat că au noroc că și-au lăsat toți cuțitele acasă. Mi se pare fabulos. Da. Adică, na, serios, am văzut imaginele de ieri și nu mi-am duc aminte în ultimii ani să fi văzut ceva similar. Adică, da. Știi, sigur, mai protestezi, ești nervos, vin jandarmii, te împing un pic, mă rog, cu excepția manifestațiilor din 10 august și așa mai departe, care sunt iarăși excepții. Dar ieri mi se pare că... Da. Adică n-am mai văzut de mult n-a așa ceva. N-a fost o manifestație ieri cum a fost și din 10 august. Adică în 10 august... Nu, acolo era alt gen de violență. Da. Nu, acolo... Vorbesc de mitingurile obișnuite. Acolo au fost zeci de mii de oameni și un grup care nu părea să fi făcut parte din grupul mare de manifestanți, care a provocat și a provocat o reacție violentă, excesiv de violentă a jandarmii. Nu mă înțelege greșit, am scos din calcul doar în ideea în care scoatem și aia a fost o excepție unde jandarmii s-au comportat altfel. Dar, în general, ei sunt acolo, manifestanții îi văd și nu depășesc o anumită limită. Dar ieri am avut senzația că ăștia cu cuțitele... Da, și vine de la un parlamentar. Adică ce exprimare asta? Aveți noroc că ne-am lăsat cuțitele acasă? Cum? Nu înțeleg. Că le-au uitat. E că era de la discotecă, dar a zis, vă rugăm, lăsați-vă armele acasă. Exact, da. Dar ne-am făcut și noi. Da, domnule, asta este. Pe fondul ăsta de nervozitate a fost și incidentul cu o simpatizantă Aur, care a fost reținută la poartă la intrare, că s-a presupus că are cartușe cu ea. Înțeleg că era totuși vorba de umbreloc. Pentru că, desigur, ce domnișoară nu poartă umbreloc cu cartușe golite de praf de pușcă și de gloază? Poate că așa e plăcerea dânsei, dar înțelegeți ce stare de nervozitate a fost, că a fost panică acolo. S-a oprit, s-au plecat diverse proceduri. Când au percheziționat-o la intrare, a apărut ceva în neregulă și, mă rog, Ludovic Orban trecea prin zonă, a fost lovit, scuipat, înjurat. Când a încercat să explice ce s-a întâmplat, un alt parlamentar Aur l-a bruiat, a răcnit la el în fața presei, adică este psihotic. Dacă nu erau jandarmii, cred că nu-i stătea prea bine părul ieri. Da. A trecut un parlamentar UDMR pe acolo, deputatul Cioma Boton, care a fost amenințat de manifestanți, care au strigat, luați-i gâtul. Băi, o sălbăticie, adică, bun, au încercat să forțeze intrarea în Palatul Parlamentului. În sală, alți parlamentari au făceau un scandal monstru, cu răcnete, insulte, jigniri, încercând să întrerupă și să brueze lucrările. Și asta este formidabil, adică de neînțeles, manifestanții au protestat să dezbaterea și adoptarea unui proiect de lege care prevede protecția copiilor care riscă să fie abuzați sau sunt sub diverse riscuri din cauza violenței din familie, a delicvenței din familie, alcoolismului, consumului de droguri și așa mai departe. Și acest proiect, care organizează mai bine, mă rog, prevede modalități mai clare de finanțare și de organizare a protecției copilului în România. Și se cheamă chiar așa, proiectul de lege privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie. Adică, ca să nu ajungem în situația în care autoritățile trebuie să salveze copilul dintr-o familie care îl abuzează, ar trebui făcută consiliere, finanțată familia respectivă, educată în așa fel încât să iasă din aici, zona de abuz asupra copilului, ca să rămână copilul acolo. Deci, e incredibil, adică liderii Aur inflamează o parte a opiniei publice prin răsucirea perversă a sensului și denumirii acestei legi. Adică ei spun că este vorba de legea separării copilului de familie. Și am văzut pe Facebook inclusiv niște călugări care cheamă la revoluție. Călugări, mă, băiatule, ce treabă au călugării să înțeleagă, să nu înțeleagă? Adică ori ești prost total, că nu știi să citești titlul sau nu înțelegi ce spune acolo, ori ești, literalmente, nu mă feresc de cuvinte, ori ești total prost, limitat intelectual, ori ești ticălos. Nu există cale de mijloc. Adică nu poți să citești legea asta și să înțelegi pe dos
decât dacă pur și simplu ești limitat intelectual și nu înțelegi ce scrie acolo, sau vrei să faci scandal. Sau cineva ți-a povestit despre ea că ar fi într-o altă viziune decât scrie în... Bun, și nu pe hârtiile respective. Și nu... Păi dacă ești, adică... da, dacă ești manipulat, e simplu să-ți dai repede cu părerea, că la asta ne pricepem. Uite, reacționăm foarte repede pe Facebook, știi? Dar du-te și citește articolul, e public, adică citește proiectul de lege. Dacă nu poți, e prea complicat proiectul de lege, care formulare legaliste. Intră pe niște surse reputate de știri, dă pe Google, vezi despre ce este vorba, încearcă să înțelegi. Bun, asta este. E uluitoare. Uluitor cum funcționează această rețetă a manipulării, în care, știți, albul devine negru, adevărul devine minciună, războiul este pace. Asta e Orwell, știm rețeta manipulării. Curios că merge atât de bine. Deci, discuția la care vă invit, prieteni, la 0372069599, pornește de la această întrebare. Câtă influență credeți că au în societate astfel de evenimente și de moduri de manipulare? Că în mod evident este o manipulare ce s-a întâmplat acolo. Sigur, toată presa s-a ocupat de o manifestație care a degenerat. Asta, deci e posibil ca evenimentul să nu fie atât de important. Presa se duce acolo, că ăsta este rolul presei. Relatează despre lucrurile care ies din comun, ies în evidență. Presa relatează despre omul care a mușcat un câine, nu câinele care a mușcat un om. Și dacă n-a mai fost de mult o manifestație violentă, evident că toată lumea s-a dus să relateze. Dar întrebarea mea este cât de semnificativă e asta? Pe cât credeți că influențează o astfel de manifestație și în ce sens? Încotro credeți că ne îndreptăm noi ca societate? Cu alte cuvinte, genul acesta de politică hiperpopulistă, hiperdemagogică, violentă, isterică, manipulatorie la extrem, credeți că e doar o fază trecătoare în democrația noastră sau credeți că ăsta este viitorul? 0372069599. Haideți să vorbim un pic despre ce se întâmplă și ce ni se întâmplă. Vă aștept. Da. Haideți să citesc și ce-i cu legea asta, ca să ne lămurim că poate... Deci avem așa. Legea prevede asta față de care a fost protestul. Da. Asta de zicea AUR că este legea care o să separe copiii de familii. Este exact pe asta. Legea prevede că un copil este considerat în risc de separare dacă familia care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui se confruntă cu o situație de sărăcie extremă, are un mediu abuziv sau violent în familie, sau comportamente la risc care pot afecta negativ relațiile dintre adulți și copii. El mai poate fi considerat a fi în risc de separare în cazul comportamentului delinvent, părăsirii repetate a domiciliului, consumului de alcool și de droguri sau tentative de suicid și abandonului școlar. Și după care se explică ce face cadrul legal, nu știu ce, și potrivit legii, Serviciul Public de Asistență Socială are obligația de a sprijini familia care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil care poate fi în risc de separare. Dacă familia, în funcție de situația economică și condițiile de locuit ale acesteia, trăiește în situația de sărăcie extremă, ori are venituri reduse și nu primește beneficii de asistență socială, sau are părinte unic susținător, bla bla, nu știu ce. Deci legea impune statului să sprijine familia respectivă financiar, prin probleme de educație, prin programe de educație și așa mai departe, tocmai pentru ca minorul să nu se separe de familia respectivă, să nu plece el de capul lui disperat că este abuzat, bătut și așa mai departe. Sau ca să nu oblige statul să intervină în această chestiune când copilul ăla, în mod evident, trebuie salvat de niște părinți abuzivi. Asta este principiul legal față de care protestează AUR. Nu-mi imaginez ce își doresc cei de la AUR, adică în schimbul acestei legi. 0372069599. Dincolo de subiectul în sine, aș vrea să vă rog să evaluați ce s-a întâmplat ieri la Palatul Parlamentului și nu doar ieri, și în ce direcție credeți că ne îndreptăm. Haideți să vorbim. Începem cu Daniel. Bună dimineața. Bună dimineața, Daniel. Neața. Bună dimineața. Te ascultăm. În opinia mea a fost doar, cum ați spus și mai devreme, un act de manipulare și de chiar de huliganism, am putea spune. Direcția mi se pare că este evidentă, anume că din ce în ce mai multe persoane sunt influențabile și influențate de această propagandă pe care o poartă unii. Într-un fel explicabil, pentru că există un grad mare de frustrare și tensiune în rândul populației, dar și un grad de, cum se cheamă, un grad de
în cultură și de lipsă de înțelegere a ce se întâmplă în jur. Ok, dar ce determină gradul de frustrare și tensiune despre care vorbiți? 30 de ani de bătaie de joc din partea politicienilor. Asta este gradul de frustrare. Și lipsa constanței, lipsa consecvenței, lipsa unei oricărei coerențe când vine vorba de decizii politice. Da, vă dau dreptate în privința asta. Sigur, partidele noastre ar putea fi mult mai bune, politicienii ar putea fi mult mai buni. Până la urmă, știți cum se spune, sunt oglinda societății. Știu că țara este deja dominată de contraste. Sunt zone în care se trăiește bine, sunt zone în care se trăiește la fel de prost ca în urmă cu 30 de ani. Una peste alta, datele economice arată că niciodată în istoria ei România nu a fost atât de prosperă. Și știu că mulți se enervează când aud asta. Astea sunt faptele. Și este adevărat în continuare că pentru mulți această prosperitate nu se simte. Sofia, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Ce s-a întâmplat ieri, cum a spus și antevorbitorul meu, e clar, un act de huliganism, multă prostie. Ce se întâmplă cu manipularea aceasta este că avem foarte mulți analfabeti funcționali. Am primit și eu pe WhatsApp, pe Facebook, tot felul de filmulețe, de link-uri, de... și am zis, măi, hai să intru să văd, să citesc legea. Am intrat și am citit legea, am citit-o odată, asta am înțeles și, și eu, ce ați spus voi mai devreme, exact același lucru. Zic, mă, poate am citit-o printre rânduri, poate nu înțeleg, hai să mai citesc odată. Și bineînțeles că persoanelor care l-au semnalat lucrul ăsta, mă rog, diverse cunoștințe, le-am spus, băi, nu e ce spuneți voi, e altceva. Logică mi-am luat-o cu hate, că nu, că nu e adevărat, că tu vrei să fie ca Norvegia, că, măi, zic, eu înțeleg altceva din legea asta, nu știu ce aș citi voi și ce înțelegeți voi, eu am citit legea și asta înțeleg. Uite, Sofia, să-ți citesc un mesaj primit de la Elena, care spune așa: n-avem toți vreme să căutăm surse reputabile de informare când statul te lovește pe toate părțile să-ți ia tot venitul. Și tu ești mega obosit de la muncă, nu mai stai să raționezi, te activezi instant, ești pe pilot automat, imediat furios și te simți atât de neputincios că salariul e cum e, drumurile sunt cum sunt, școlile sunt cum sunt. E mai bine acum decât în anii 90, evident, dar e mai simplu să simți furie pentru că îți dă energie, forță, îți vine să faci ceva. Nu să tot gândești degeaba ce e de făcut. Așa pare că stau lucrurile, spune Elena. Da, e un punct de vedere corect, dar în egală măsură, eu nu spun că cineva este infailibil sau că nu poate fi păcălit. Cu toții putem fi păcăliți și eu am fost păcălit de politicieni și nu odată. Dar știi, când îmi dau seama că unul mă ia de prost, atunci îmi pierd totalmente încrederea în el. Corect. Și nu doar în politicieni, în oricine, inclusiv într-o organizație media pe care o prind că mă minte cu intenție și după aceea nu corectează minciuna când a fost prinsă cu minciuna respectivă. Dar asta, cum adică, m-ai luat de prost odată și continui să cred în ceea ce îmi spui? Ce zice asta despre mine, nu despre ăla? Gabi, bună dimineața! Bună dimineața, Gabi! Bună dimineața, dragilor! Da. Părerea mea este că ce s-a întâmplat ieri o să se mai întâmple, deoarece de 30 de ani același lucru se întâmplă, se încearcă îndobitocirea poporului, sunt din ce în ce mai mulți oameni care citesc ceva și habar n-au ce au citit, bă, doar cuvinte care le interpretează, și aur profită cu bani, nu știu cu ce, că acolo nu au fost oameni wow, au fost oameni medii care probabil dacă îi întreb după aceea de ce au fost și au protestat în halul ăla, că să protestezi e un lucru, dar să ameninți, să aduci în jurii și să te comporți ca un animal, nu ai nicio scuză. Părerea mea e că nu. Aur nu prea are ce căuta în Parlament. Eu observ că acești oameni doar au urmat exemplul liderilor lor care fac asta în Parlamentul României, fiind plătiți din bani publici. Adică, știți, eu cred că, până la urmă, oamenii ăștia au o scuză. Ei se uită și spun, păi dacă oamenii care ne vorbesc nouă și în care avem încredere ne arată că așa se face în Parlament, răgnete, urlete, scandal, mai avem un pic și în ce bătăile. Follow the leader. Mici violențe pe acolo, mici îmbrânceli, o să urmeze bătăile, o să vedeți în Parlament. Cred că asta este escaladarea care urmează, firească. Ana Maria, binevenit. Bună dimineața.
Bună dimineața! Bună dimineața! Da, te ascultăm! Da, am sunat în legătură cu legea. Da? Într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră din titlu, așa reiese, ca fi vorba de protecția copilului. Da. Și eu am citit, recunosc, n-am citit toată legea, dar am citit din lege. Da. Și ceea ce reiese din ceea ce am înțeles eu, este faptul că, în afara situației pe care ați prezentat dumneavoastră, în care, într-adevăr, se apără copilul, mai apar și alte situații, ca să zic așa, duale, în care intră mult mai multe persoane. Cum ar fi în cazul în care un părinte este plecat în străinătate. Ar fi situația în care un membru al familiei ar avea handicap sau un alt membru al familiei ar suferi de boli cronice sau unul dintre părinți este în șomaj. Și aceste situații ar presupune multe. Sprijinirea familiei, inclusiv financiară și prin probleme de educație. Asta spune legea respectivă. Nu știu cum ați reușit să înțelegeți că trece prin Parlamentul României o lege care spune că dacă un părinte e în șomaj, copilul este luat de stat. Adică nu știu de unde... Cum puteți să înțelegeți așa ceva? În România, care este țară membră, e stat de drept în Uniunea Europeană. Serios, cum puteți să raționați așa? Bun, hai că mai avem... Daniel, mai avem câteva secunde, te rog. Te rog, Daniel. Bună dimineața. Păi, vă dați seama câte persoane din România poate să interpreteze și să înțeleagă o lege? Ei se iau după ceea ce se spune la anumite posturi TV. Haideți să ne uităm că domnul Simion, bună, am zis domnul Simion, nu știu dacă trebuie să-i spun așa, doar se plimbă cu telefonul prin Parlament și doar strigă, ne vrem bogățile înapoi. Păi, domnilor, suntem o țară europeană, peste 100 de ani suntem toți europeni, nu mai suntem români, nemți și unguri. Exact cum se întâmplă acum la noi în Europa, ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, acum 300 de ani. Ei spun că, haideți să ne aducem puțin aminte repede despre Petrom. Păi Petromul când a fost privatizat, că tot ne spune că ne-au luat austriecii banii, Petromul când a fost privatizat, avea datorii către bugetul de stat de 10.000 de miliarde de lei, care noi le-am plătit. Și acum este o companie care aduce profit inclusiv statului român. Să nu uităm că statul român are 40% din Petrom. Da, mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Sincer, eu vă spun că sunt îngrijorat de ce se întâmplă, pentru că evenimentele astea vin și creșterea acestui partid extremist, manipulatoriu, hiperpopulist, hiperdemagogic, vine după 30 de ani de educație făcută pe genunchi și modelul este are atât de mult succes încât apar și alte partide. Înțeleg că a apărut Partidul Lup, Partidul Leu, avem Partidul Aur și culmea, asta... cumva convine establishmentului. Pentru că la anul în campanie electorală, veți vedea, în turul 2 vom avea o repetare a scenariului Iliescu Vadim, de data asta cu candidatul establishmentului, cine o fi el, PNL, PSD, habar n-am, și cineva super extremist de la AUR. Și atunci, ce vor alege oamenii cu capul pe umeri? Vor alege soluția care totuși conservă cât de cât drepturile pe care încă le mai avem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.